ecuațiile Maxwell pentru potențiale de câmp staționar. Vom trece în continuare să exprimăm ecuațiile Maxwell inițial date prin câmpul electric și magnetic cu ajutorul potențialelor. În cazul câmpurilor staționare, deci a câmpului electric staționar și a câmpului magnetic staționar, ecuațiile Maxwell alcătuiesc sistemul de ecuații în care divergența câmpului electric, electrostatic, staționar, dacă vreți, electric sau electrostatic, este dată de densitatea de sarcină electrică împărțită cu permitivitatea electrică a vidului. Câmpul electric fiind staționar, fiind nerotațional, rotorul de E egal cu 0. Câmpul magnetic este de divergență 0, deci nu există sursă sau monopol magnetic. Iar câmpul magnetic, pe de altă parte, este de rotor diferit de 0. Deci este un câmp rotațional, rotor de B este dat de permeabilitatea magnetică a vidului înmulțită cu densitatea de curent. Curent de conducție. Luând acum ecuația ce ne dă rotor de câmp electrostatic este egal cu 0, înseamnă că această relație ne permite exprimarea câmpului electric cu ajutorul gradientului unei mărimi scalare. Deoarece rotorul de gradient este 0. Cu alte cuvinte, gradientul unei funcții scalare este o mărime vectorială irotațională, nerotațională. Astfel că, exprimând câmpul electric ca gradient de φ, cu minus în față, φ este potențialul scalar. Astfel că rotor de gradient egal cu 0, ceea ce este echivalent cu ecuația Maxwell de aici. În legătură cu câmpul magnetic, care e de divergență 0, vom putea exprima câmpul magnetic sub forma rotorului unei funcții vectoriale, deoarece rotorul este un vector cu divergență 0, nedivergent, adică nu are sursă punctiformă de producere. Deci, exprimând B-ul, câmpul magnetic, cu ajutorul rotorului unei funcții vectoriale A, am introdus potențialul vector magnetic, această funcție A, deoarece divergența de rotor egală cu 0. Și este expresia celei de-a doua ecuații Maxwell. Acum, să trecem să vedem cele două potențiale, φ și A, introduse, cum transformă celelalte două ecuații Maxwell. Astfel că, înlocuind câmpul electric în prima ecuație Maxwell, care ne dă divergența de câmp electric, deci câmpul electric înlocuindu-l cu minus nabla φ, deci gradient de φ, obținem minus gradient de minus divergență de gradient de φ. Minusul e de la gradient de φ. Astfel că divergența de gradient este nabla la pătrat, care este egală cu rho supra epsilon 0. Și în acest fel, prima ecuație Maxwell, exprimată prin potențialul scalar, ne dă nabla pătrat phi egală cu minus rho supra epsilon 0. Să trecem la
Ultima ecuație Maxwell, care ne dădea rotorul câmpului magnetic exprimat cu ajutorul curentului de conducție, în care, dacă înlocuim câmpul magnetic prin rotorul potențialului vector, vom avea rotor de B egal cu rotor de A. Deci, acest rotor de A se poate exprima prin gradient de divergență de A minus nabla pătrator A. Și, după cum am văzut, este egal cu mu 0 J. Dacă folosim condiția că divergența de A este 0, deci este condiția de calibrare Coulomb, vom avea că minus nabla pătrat A egal cu mu 0 J. Cu alte cuvinte, din ultima ecuație Maxwell obținem expresia acesteia cu ajutorul potențialului vector, în care minus nabla pătrat A egal cu mu 0 J, permeabilitatea magnetică a vidului ori densitatea de curent de conducție. Trebuie să ținem cont că aici am folosit condiția de calibrare Coulomb. O să vedem imediat ce înseamnă această restricție. În orice caz, de la cele patru ecuații Maxwell pentru câmpurile electric și magnetic de ordin 1, am obținut două ecuații Maxwell de ordin 2 pentru potențialul scalar și pentru potențialul vector. După cum vedeți, aceste două ecuații au, din punct de vedere matematic, aceeași formă. Ecuația pentru câmp potențialul magnetic se descompune în trei ecuații scalare, de același fel. Deci, aceste ecuații pentru potențialele scalar și vector sunt decuplate. Prima este pentru potențialul scalar, a doua pentru potențialul vector. Și ele sunt de forma ecuației Poisson, adică nabla pătrat U egală cu V, unde U este potențialul ce se vrea determinat, iar V este termenul sursă, este sursa care produce respectivele câmpuri. Condiția la margine este ca acest potențial să tindă la zero pentru R tinzând la infinit. Să încercăm acum să vedem cum se rezolvă ecuația Poisson, deci, practic, ecuațiile pentru potențialele electric și magnetic, potențial scalar Φ și potențial vector A, în situația ecuației Poisson. Deci, noi avem ecuația Poisson 6, care are proprietatea că soluțiile, deci atât U cât și V, soluțiile sunt superpozabile, fiindcă este soluția lineară atât în U cât și în V. Adică, dacă avem două ecuații Poisson cu potențialul U1 și cu potențialul U2, sursa V1 și V2, potențialul sursă compus din V1 plus V2 va fi dat de suma U1 plus U2. Deci potențialul produs este suma potențialelor celor două surse. Adică, dacă rezolvăm ecuația nabla pătrat U1 plus U2, este nabla pătrat U1 plus nabla pătrat U2, adică este V1 plus V2. Ideea de bază este că soluțiile sunt superpozabile. Deci dacă avem două surse, potențialele pur și simplu se sumează. Aici. Acum, generalizând, pentru orice sursă,
care poate fi împărțită în mai multe surse punctiforme, ponderate cu o anumită densitate, se obține o sumă identic ponderată de soluții Poisson. Așa că o să trecem să studiem soluția ecuației Poisson pentru o sursă punctiformă de tip delta, aflată în poziția R'. Astfel că soluția, deci potențialul acestei surse punctiforme în punctul R, va fi funcție atât de R cât și de poziția sursei, R'. Potențialul acestei surse punctiforme se numește funcția Green și evident este potențialul datorat sursei punctiforme de tip Dirac. Ca orice potențial electrostatic, de exemplu, funcția Green este de tip potențial Coulomb, adică minus 1 asupra 4 pi de împărțit la 1 supra distanța dintre sursă și punctul de observație. Deci aceasta este soluția potențialului scalar pentru o funcție punctiformă. Acum, trecând în mod particular și exprimând potențialul scalar phi pentru o sursă de data asta distribuită, ecuația Poisson de data asta este n la pătrat U egală cu V. V este densitatea acestei surse. Cu alte cuvinte, U va fi o sumă ponderată cu densitatea V de R' de funcții Green. Cu alte cuvinte, potențialul într-un punct R oarecare este dat de potențialul într-un punct, potențialul datorat sursei din punctul R' la distanța R minus R'. Iar pentru o sursă distribuită se integrează pe tot volumul de R', de 3R'. Densitatea de distribuție a sursei este VR'. Într-adevăr, dacă folosim ecuația nouă pentru potențialul Green, ecuația Poisson care dădea potențialului Green, avem soluția potențialului sau potențialul surse distribuite fiind integrală din, deci înlocuim pur și simplu U cu integrală din GV de 3R, adică avem n-am la pătrat G ori V ori de 3R'. Însă, n-am la pătrat G este egal cu delta R minus R'. Iar integrala din funcția delta după densitatea R' este densitatea în punctul R. Deci densitatea în punctul de observație. Cu alte cuvinte, potențialul nostru a unei surse distribuite este dat de densitatea în respectivul punct. Trecând să exprimăm U prin potențialul scalar phi, deci în cazul ecuației Maxwell pentru potențiale scalare, vom avea nab la pătrat phi egal cu minus V rho supra epsilon. V de data asta fiind rho supra epsilon. Deci U este egal cu phi, iar V este rho minus rho supra epsilon. Atunci, potențialul scalar ca soluție generală a ecuației Maxwell 4
este dat de integrala după volumul de distribuție a sarcinii și soluția pe care o am exprimat-o înainte pentru potențialul Coulomb. Adică potențialul scalar al unei surse distribuite este 1 supra 4 pi epsilon 0 integrală din, deci aici este V-ul, deci minus rho supra epsilon 0, rho supra epsilon 0, și minusul cu minus 1 supra R minus R prim a rămas plus în față. Deci potențialul unei surse distribuite de sarcină este dat de expresia aceasta. Acum, pentru a afla potențialul vector pentru o sursă distribuită, facem exact același raționament ca mai înainte, însă de data asta, în locul potențialului scalar, avem potențialul vector, care se descompune în cele trei componente scalare, AX, AY, AZ. Iar densitatea de curent, după proiecțiile pe X, Y și Z. Deci vom avea trei ecuații scalare de data asta, pe care, întocmai ca în cazul potențialului scalar, le putem rezolva în mod asemănător. Adică folosind ecuația Poisson, în care nabla pătrat U era egal cu V, în cazul nostru U este componenta AX, AY sau AZ, iar termenul sursă în cazul nostru este minus mu0 ori componenta curentului de conducție. Astfel că soluțiile AX, AY, AZ ca soluții ale ecuațiilor Maxwell 5 sau astea vor fi integralele ponderate cu ponderea minus mu0 j de potențiale punctiforme, adică green, similar cu cazul potențialului scalar. Adică vom avea potențialul AX va fi egal cu mu0 spa 4 pi ori jx supra distanța dintre sursă și punctul de observație, în mod similar AY și AZ. În acest fel am obținut pentru potențialul scalar și pentru potențialul vector, soluțiile ecuațiilor Maxwell exprimate prin integrarea după coordonatele de distribuție a sarcinii, a curenților și înainte a sarcinii electrice. Deci, reluând în rezumat toată această rezolvare a ecuațiilor Maxwell pentru potențiale în cazul câmpurilor staționare, avem ecuațiile Maxwell sub cele patru forme, rotor de E egal cu 0, E-ul am văzut că se poate scrie ca gradient de Φ, astfel încât rotor de gradient de Φ egal cu 0, de unde nabla fi este minus E sau E este minus nabla fi, astfel că înlocuind E-ul în a doua ecuație Maxwell obținem nabla pătrat fi egal cu minus rho supra epsilon. Soluția ecuației Poisson pentru potențialul scalar este expresia acestui potențial 1 supra 4 pi epsilon integrală din rho supra r minus r prim după integrala după domeniul de distribuție a sarcinilor. În cazul câmpului magnetic am văzut că divergență de B egal cu 0, divergență de B fiind 0 înseamnă că B1 se poate scrie ca rotorul unei funcții vectoriale. Rotorul este totdeauna
un vector de divergență 0, astfel că putem exprima câmpul magnetic ca rotor de potențial vector A. Acum, înlocuind această expresie a câmpului magnetic prin potențialul vector în a patra ecuație Maxwell și ținând cont că rotor de rotor de A se poate descompune în gradient divergență de A minus nablă pătrat A și folosind condiția de calibrare cu Coulomb divergență de A egal cu 0, rămâne că rotor de B este nabla pătrat ori A, minus nabla pătrat ori A. Deci, minus nabla pătrat ori A egal cu mu j, mu 0 j, sau nabla pătrat A egal minus mu 0 j. Deci, în acest fel, am obținut din cele patru ecuații Maxwell de ordinul întâi pentru câmpuri, am obținut două ecuații de ordinul 2 pentru potențiale. Rezolvând și în cazul potențialului vector ecuația Poisson echivalentă pentru componentele AX, AY, AZ, obținem potențialul vector exprimat prin mu0, permeabilitatea magnetică a vidului, supra 4pi, integrala din densitatea de curent, integrală luată pe domeniul pe care acești curenți sunt prezenți. Și în acest fel am obținut soluțiile ecuațiilor Maxwell pentru potențiale, scalar și vector.